Pe vremuri, întrecerile pe tema cine ajunge mai repede în spațiu se țineau între americani, ruși și ulterior chinezi. Acum se întrec miliardarii între ei după ce Richard Branson a devenit primul turist spațial care zboară la bordul unei nave deținută de o companie privată. Taberele sunt împărțite. Unii oameni sunt de părere că e o prostie deoarece ei nu au vizitat nici țara noastră, dar să viziteze spațiul. Mereu vor fi păreri diferite pentru că nu toți oamenii au aceeași gândire. Alții plătesc mii de dolari pentru această experiență. Nu, că mi-e rău. Am probleme de sănătate și... Nu, pentru că încă noi nu cunoaștem frumusețile țării noastre, nu cunoaștem frumusețile terei, unde putem să zburăm acum în cosmos. Lăsăm peste câțiva ani, poate peste 50-100 de ani, viitorul spune cuvântul. Exclus. Pentru că nu cunosc pământul bine, nu cunosc țara bine. Ce să mă duc? Vreau întâi să văd ce e aici și pe urmă, dacă mă lămuresc ce-i pe pământ, poate mă duc și în cosmos, dar nu. Deci... Ce făcut oricum îți trebuie posibilități financiare? Da, dar măcar în țara ta. Că dacă întreb ce e prin Ardeal sau ce e prin Moldova, sunt mulți care nu știu. Fiecare suntem pe zone. Mulți oameni deja s-au înscris în programul care ar putea fi oficial în 2022. Un bilet costă 250.000 de dolari, iar printre cei care și-au rezervat un loc sunt Leonardo DiCaprio, Lady Gaga și Justin Bieber. Magnatul Jeff Bezos se pregătește acum să depășească ștacheta ridicată de Richard Branson și să ajungă la peste 100 de kilometri altitudine în spațiul cosmic.